Sunt Carmen Avram și vă spun bun găsit la o nouă ediție în premieră. Dacă s-ar face un top internațional, România ar ocupa probabil loc de frunte la numărul de moaște și icoane făcătoare de minuni. La noi, știrile despre oameni vindecați inexplicabil sau ale căror dorințe arzătoare au fost împlinite abundă. Dar oare toate miracolele semnalate au fost chiar miracole? Toate lacrimile care au curs din icoane au fost autentice? Sunt întrebări pe care și le pun și scepticii și cei care ar vrea să creadă, dar nu îndrăznesc. Mai ales că biserica se abține să declare oficial ce crede. Numărul de falsuri demonstrate e mic, iar știința n-a dat întotdeauna răspunsuri ferme. Am încercat noi să facem o analiză a acestor fenomene, iar la sfârșit vă vom spune onest opinia noastră. România a fost odată țara voievozilor pe cât de dârji, pe atât de credincioși. Recunoscători pentru victoriile în luptă, veac după veac, cârmuitorii noștri i-au mulțumit Creatorului, întemeind mănăstiri trainice și biserici filigranate ca niște bijuterii, pe care apoi le-au împodobit cu icoane prețioase aduse de prin inima Ortodoxiei. Azi, cu greu găsești în lume un loc mai plin de odoare închinate lui Dumnezeu. Și ai fi tentat să spui că harul atâtor sfinți, pictați în icoane sau păstrați în racle, ar trebui să se așeze ca o platoșă în fața dușmanilor noștri. Și totuși, dușmani avem, slavă Domnului! Poate că, până la urmă, au dreptate înțelepții atunci când spun că acolo unde credința pălește, răul își face cuib și, asaltate, icoanele încep să plângă. Vai de mine, ce de lacrimi! Vai ce plânge! Vai! Se întâmpla în urmă cu numai 4 luni la o bisericuță din Târgoviște, în timp ce o credincioasă care avea de înfruntat o operație complicată se ruga la icoana Sfintei Parascheva. Rugându-mă, am plâns, că tremur toată așa de emoție și a început să curgă lacrimi și eu am zis că bate soarele, dar o doamnă nu e mai doamnă, vedeți că plânge. Și chiar plângea, cu șiroaie de lacrimi izvorând continuu pe la colțul ochilor, exact cum i se întâmplă oricărui om îndurerat și viu. Vestea s-a răspândit cu viteza luminii. Credincioșii au dat năvală din toată țara, s-au închinat, au fotografiat icoana și au plâns cu ea, smeriți și năuciți. Aceasta e o minune a lui Dumnezeu și minunile nu se fac în mod gratuit, Dumnezeu transmite un mesaj. Dar ce mesaj, nici preotul de la Târgoviște n-a știut să spună, lăsându-i pe oameni, ca de fiecare dată, să creadă ce vor, că o să afle într-o zi prin rugăciune, sau că o să vină o nenorocire peste noi, sau că Dumnezeu a vrut să ne aducă aminte de El, sau că e vreo șmecherie a preoților care au rămas în pană de bani. Ne-am gândit așadar să încercăm să găsim noi un răspuns. Cât din ce se petrece e minune, cât nevoia noastră de a crede și cât poate fi explicat prin știință. Am început într-un sat prăfuit și uitat de lume, undeva aproape de granița cu Bulgaria. La Letca Nouă se înalță o bisericuță albă, al cărei turn pare că vrea să atingă cerul. În urmă cu 20 de ani, lăcașul de azi era pe moarte, părăginit și vitregit de credință, pentru că aici, la graniță, călcați timp de secole de străini și apăsați de sărăcie, oamenii nu se prea îndemnau la slujba de duminică. Dar într-o zi, totul s-a schimbat. Era o toamnă târzie în anul 2002. În sat, tocmai fusese trimis un preot tânăr și, după prima lui slujbă, când în biserică mai rămăseseră doar diaconul și femeia de serviciu, s-a întâmplat minunea la o icoană a Maicii Domnului veche de 200 de ani. Începuse de-a puțin de tot așa, când încet plânge așa de e supărat, trist, și era aici așa fruntea toată negrit. Hai să vedem ce-o fi. Dar zic, cum să plângă icoana? Nu mă zice cel puțin la noi. Cum facem, părinte? Hai să nu spune la nimeni. Ia să vedem, cât o să-ți ia? Tușa Silvia, om simplu de la țară, cu rușine, teamă și îndoieli multe, a tăcut mâlc. Nici n-a negat, nici n-a cercetat. Zic, eu știu ce-o fi, cum zic să faci așa ceva? Sau să pui mâna așa la uite dacă-i scoți ochii, sau... În sfârșit, așa, n-am avut curare. Curând însă, lacrimile fecioarei n-au mai putut fi ignorate.
lacrimi de mir pentru că miroseau asemeni mirului. Un miros de trandafir, de flori, așa. A fost o mare emoție. M-am gândit cum este posibil așa ceva. Neputând să-și răspundă singur, părintele a recurs la cutuma clerului. A cerut părerea superiorilor, iar trimisul arhiepiscopiei a descins în sat să vadă ce se întâmplă cu icoana. A venit și a uitat, ce mai icoana plânge? O, Doamne, m-a rămas așa cu emoție, parcă mi-aduc aminte. Temuram așa de burcuzi, minune mare, cum s-a descoperit de a veni părinte. A început să pice, curgea lacrimi mai jos, câte un pic, dar nu vedea toată lumea. N-au văzut decât cei care au crezut, spune și părintele, dar mesajul, se pare, a ajuns la destinație. Lăcașul părăsit de altă dată s-a transformat în loc de pelerinaj. Oameni care își pierduseră speranța veneau din toată țara să se roage la Maica Domnului din Letca Nouă, iar ea le-ar fi răspuns. Părintele Nicolae Popa spune că a văzut multe minuni de atunci. Una ar fi cea întâmplată unor soți din Măgurele, care au venit să se roage pentru copilul lor aflat în comă. Mi-aduc aminte ziua aceea plină de bucurie, undeva într-o vineri, la paraclisul Maicii Domnului, când au venit și au spus: părinte, copilul nostru s-a trezit din această comă. Și medicinul și-a explicat cum de a fost posibil așa ceva. Fără explicație, au rămas și alte întâmplări, mărturisite de oamenii locului. De pildă, un copil care nu vorbea s-a închinat la icoana făcătoare de minuni și ar fi spus pentru întâia dată mama. Dar au fost și sceptici pedepsiți de fecioară. Tușa Silvia își amintește de o femeie care, vrând să se convingă de autenticitatea lacrimilor, a luat foc de la candelă. S-a plecat de mult, ardea focul pe ea și ea nu vedea că ia foc. Până la urmă era arhiprină biserica și a sărit s-o stingă. Și acel bărbat care a șters lacrimile, să cerceteze el ce proveniență au aceste lacrimi, la 3 zile a avut un accident de circulație. O mică ciudățenie s-a petrecut și în timpul filmărilor noastre. Deși când am ajuns, în biserică nu era curent electric, în momentul în care părintele s-a apropiat de icoană, lumina s-a aprins brusc. A fost coincidență? Posibil. Un semn? Unii ar spune că da. Un singur lucru e cert, că la Letca Nouă nu există încă un răspuns ferm, nici măcar din partea științei. Ioan Stamatin, profesor universitar la Facultatea de Fizică a Materialelor și implicat într-un studiu al icoanelor, a văzut pictura Fecioarei Maria de la Letca Nouă și are o explicație, dar chiar și el a rămas cu întrebări. După liturghie, știți, e foarte multă umezeală, foarte multă căldură. Eu aș putea să spun științific că datorită fluctuațiilor vremii, umidității, lemnul a lucrat și lucrează dintotdeauna. Vopseaua lucrează și a lucrat dintotdeauna. S-a degradat mai mult, mai puțin, s-au creat prin structura canalelor capilare ale lemnului diferite microcanale, umiditatea a lucrat cu vopseaua. Toate acestea concură la un fenomen pentru care spunem că plâng. De ce s-a întâmplat la momentul, timpul și numai din locul respectiv de la ochi, este chiar o minune. De ce întotdeauna lăcrimează aceste icoane și niciodată nu sângerează din colțul buzelor, din altă parte de pe față? Oricare ar fi răspunsul, o minune tot s-a petrecut la Letca Nouă. Icoana a plâns de 3 ori cât timp a slujit acolo părintele Popa. Și din banii donați de miile de credincioși veniți în pelerinaj, preotul a construit un așezământ pentru copiii sărmani. Semn că oamenii înșiși pot înfăptui miracole atunci când primesc un ghiont. Un alt lucru pe care l-am învățat de la Maica Domnului este această bucurie de a dărui. Și din această bucurie de a dărui a venit ridicarea acestui așezământ. Au fost 10 copii din familii sărace, familii cu probleme, din ei chiar și copii abandonați de mamă și de tată. Și iată că noi am luat aici și ne-am străduit să le dăm o creștere aleasă, ne-am străduit să-i creștem frumos. Azi, fostul așezământ s-a transformat în mănăstire de maici. Părintele a plecat între timp să slujească în Giurgiu și i-a luat cu el pe orfani. Și, dacă cineva l-a bănuit vreodată de un tertip neortodox, s-a înșelat. Icoana Maicii Domnului a rămas la Letca Nouă, iar acum un an a izvorât din nou mir. Stareța ne spune că și vindecările miraculoase continuă. Dovadă stau bijuteriile aduse de cei convinși că au simțit ajutorul divin. A fost un credincios,
înainte de adormirea Maicii Domnului, a venit și s-a rugat cu credință în biserică câteva ceasuri. Medicii au zis că are cancer și a venit și s-a rugat cu credință la Maica Domnului și când a mers la analize, i-au zis medicii, ești perfect sănătos. Și ce ai făcut? Ca orice sceptic care are nevoie de mai multe dovezi, ne-am întrebat dacă nu e posibil ca marea ei credință să împiedice pe Maica Stareță să caute și alte răspunsuri, mai logice, în afară de miracol. Aveam să descoperim însă că orbirea din iubire nu e neapărat o regulă în biserica de la noi. La mănăstirea Nămăiești din Argeș există una dintre cele mai vechi și mai vestite icoane de la noi. E acolo un veșnic Dute Vino, pentru că de numele ei se leagă nenumărate minuni, unele intrate în legendă. Se spune că niște păstori români, trei la număr, care pășteau oile în această zonă, au ajuns până la această stâncă. Peste noapte, toți trei au avut același vis. Au auzit bătăi de clopot, cântări bisericești și un înger care li s-a arătat spunându-le: în sânul acestei stânci stă de multe veacuri ascunsă o icoană zugrăvită după chipul cel adevărat al Maicii Domnului. Păstorii au săpat, au găsit icoana și în acel loc s-a tăiat în stâncă actuala mănăstire. Peste veacuri, Fecioara ar fi ajutat mii de oameni să găsească vindecare. Uneori, spune Maica Stareță, chiar în ciuda medicinei care nu le mai dădea nicio șansă. A fost și cazul unei măicuțe care trăia chiar la Nămăiești. Măicuța avea 18 ani atunci, s-a declanșat un cancer galopant. Medicul de la Târgoviște i-a spus că singura șansă ca să rămână în viață e să-i amputeze piciorul și a ales rugăciunile și postul și frații și măicuțele, toate ne-am rugat pentru ea. Și acum cred că are în jur de 50 de ani. Se întâlnea medici cu ea prin oraș și culmea o întreba chiar pe ea: a murit măicuța tânără bolnavă de cancer? Și când le spunea că ea este, tot îți făceau cruce. Cu asemenea poveste în jurul ei, puțini s-au mirat în 2004 când, imediat după restaurare, icoana de la Nămăiești ar fi început să lăcrimeze. Toți au privit evenimentul ca pe o minune. Paradoxal însă, cea mai rezervată a fost Maica Stareță, care de regulă crede cel mai mult în puterea acestei icoane. După o săptămână se și văd aici lângă ochi niște picături și vine cineva: măicuță, stare să veniți că plânge icoana. Și am spus: domnule, știți ceva? Noi trebuie să plângem, nu icoanele. Și a zis: dar nu sunteți așa de credincioasă? Explicați-ne atunci de unde vin lacrimile aici. Stareța a căutat răspunsul în știință, încercând, așa cum de multe ori recomandă oficial biserica în fața acestor minuni, să rămână prudentă. Dacă am greșit, Maica Domnului să mă ierte, sunt om simplu, nici n-am vrut să fabulez, să fac din asta, vai, știți, hai la Nămăiești că plânge icoana. Cred că atunci când restauratorul a lucrat, din întăritor, din ce a fost acolo, zic că a ieșit puțin prin pânză și a rămas niște petișoare, care se văd și acum foarte bine. Probabil, substanțele care au fost folosite, ulterior, a ieșit prin icoană. Explicație perfect plauzibilă, atâta doar că e contrazisă chiar de omul care a restaurat icoana. Tehnic vorbind, o icoană pictată n-are cum să izvorască nimic, pentru că e o peliculă de culoare vernisată, adică protejată printr-un lac protector specific și n-ar avea de unde. Dacă curge ceva, de obicei mir, mirositor, atunci cu siguranță că e o minune de la Dumnezeu, rânduită pentru noi, să ne mai trezim un pic. Alexandru Nicolau are experiența multor obiecte de cult pictate sau restaurate. Cunoaște bine felul în care lemnul interacționează cu vopseaua și spune că nimic din ce a învățat el nu îi poate oferi o explicație fizică acceptabilă pentru fenomenul sfinților care plâng. Cum icoana Maicii Domnului de la Nămăiești a stat în atelierul lui vreme de câteva luni, el e printre cei foarte puțini care au putut să o analizeze în profunzime. Am desfăcut-o ușor, bucată cu bucată și cu maximă evlavie și frică. Pentru că era o legendă care circula, care spunea că un pictor mai de demult încercase să picteze icoana și i-a paralizat mâna. Și vă dați seama cu ce greutate venea icoana la mine. A fost o binecuvântare, o bucurie să am o asemenea icoană celebră. A fost, spune, o reconstituire foarte grea, pentru că după atâtea secole petrecute în atmosfera umedă din peștera de la Nămăiești, icoana era foarte degradată. La prima inspecție, Maica Domnului nu mai avea chip. Ca o lucrare de arheologie a fost mai mult decât de restaurare, pentru că am zis, având în vedere miza cât de importantă e icoana, nu trebuie să pierd niciun firicel de culoare.
Alexandru Nicolau a salvat deci cât a putut din pictura veche, fără a interveni în desenul original, după care a repictat Fecioara și Mântuitorul pe o pânză pe care a aplicat-o peste lemn, fără a o lipi. Dacă ar fi rămas fără chip, ne spune, icoana de la Nămăiești și-ar fi pierdut harul. Ne închinăm icoanei în virtutea asemănării pe care acel chip o are cu persoana reprezentată. Eu, închinându-mă la o icoană, nu mă închin considerând că din acel lemn iese vreo putere. Ar fi o închinare de tip fetișist, ci mă închin la imaginea unei persoane dragi. Aici, crede, stă de fapt dezlegarea misterului. Nu desenul face minuni, ci sfântul reprezentat. Știe și el, ca mai toți pictorii de icoane, că provocarea cea mai mare pentru un artist este chipul și, spune, întotdeauna când îl conturează, se întâmplă ceva. Portretul este locul unde rămâne o taină. Lucrează Dumnezeu cumva. N-am mâncat deloc atunci când am făcut o copie după icoana Maicii Domnului de la prodromul. Mi s-a cerut o astfel de icoană și părintele chiar a fost simpatic, a zis, țin și o post împreună cu dumneavoastră. Părintele și-a asumat și el jurământul ăsta de a nu mânca cât timp pictez eu la icoană. Și într-adevăr pot să vă zic că mi-a fost foarte ușor, incredibil de ușor. Și asta pot să o numesc o minune. Într-adevăr, legendele spun că atunci când pictorul unei icoane are o evlavie și o credință deosebite, transferă ceva din harul său lemnului pictat. Dar în acest caz, cum e posibil ca o simplă fotografie făcută cu mijloace moderne, lipită pe un placaj ordinar și vândută în serie cu câțiva lei bucata, să plângă luni în șir așa? S-a întâmplat acum 2 ani în casa unei familii oarecare din Semlac, județul Arad. Eu eram în terasă, citeam o carte de-a Sfântului Părinte și nevastă mea mai făcea pe aici curățenie. Și mă întreabă dacă am vărsat sticla cu mir. Și am spus că nu. După un timp vine nevastă mea și spune să vin ca să vezi că icoana noastră lăcrimează. A rămas surprinși și mai ales blocați. La început s-au speriat. Lichidul care curgea din ochii lui Arsenie Boca mirosea atât de bine încât nu putea fi condens și s-au întrebat imediat dacă sunt vrednici de un semn divin. Apoi s-au gândit că poate îi paște o primejdie, dar când preotul din sat le-a spus că e o binecuvântare, au decis să-i primească în casa lor pe toți cei care ar fi vrut să vadă icoana, să se închine sau să o investigheze. Au venit vreo 5 sau 6 procurori. Au cercetat-o cu fel de lupe, cu aparatele lor și o adus-o și o pus-o în cui și o șters-o din nou, cu prosop. O șters-o, uscat-o, ca după o jumătate de oră să înceapă să lăcrimeze din nou. Și atunci am întrebat, acum care e verdictul? Și au spus că nu-i de competența lor, o depășit logica. Și preoții au fost depășiți, neînțelegând ce are această fotografie banală de plânge așa cu lunile. Au spus preoții că așa mir nu s-au miruit, zice că numai la Ierusalim o mai întâlnit la ceva moaște. Mirosutor ca asta. Atât de mult a plâns poza cu Arsenie Boca, încât familia Borțaș ar fi umplut 10.000 de sticluțe cu mir pe care le-au făcut cadou credincioșilor. Unii s-ar fi vindecat miraculos. O familie de români de peste hotare a construit chiar în curtea casei o troiță, în semn de mulțumire. A avut copilul cu tumoare la creier de 4,8 din Viena, care s-au vindecat fără operații, fără nimica, cu mirul de la icoană. Deci... Am fost și noi martori la acest fenomen. Am ținut icoana în mâini și ne-am întrebat dacă e o înșelătorie, unde e, cum au făcut-o, sau, dacă nu, ce proces fizic a acționat acolo. Mi-o arătați? Așa. Da. Colegul nostru, cameramanul Rafael Vasilcin, om rezervat, ușor cinic și cu capul pe umeri, ne spune ce impresie i-a lăsat placajul gros de un centimetru pe care l-a filmat în casa de la Semlac. Mi-au dat jos icoana de unde era agățată de pe grindă, mi-au întors-o pe toate părțile, m-au lăsat să o filmez cât am vrut, de unde am vrut. Eu n-am stat acum să încerc să o desfac sau să o dezlipesc, dar nu se vedea pe ea nimica care să ducă la, nu știu, o conductă sau să fie o lumânare, nu știu unde, de la care să picure. Presupun că dacă era vreun mecanism sau ceva ascuns, nu mă lăsau pe mine să pun mâna sau să o manevrez ca nu cumva din greșeală, probabil să descoper ceva. Ce am văzut eu, vedeți și voi, te uiți cu ochii tăi, nu-ți vine să... Cumva nu-ți vine să crezi, dar e acolo, în fața ta. Unele lucruri trebuie să rămână taine, cumva. Adică e frumos să ai un inexplicabil în viață. Pentru unii, da. Pentru alții, nu prea.
și își fac un țel din a demonstra că inexplicabilul poate fi explicat. E cazul Comitetului pentru Verificarea Afirmațiilor Pseudoștiințifice din Italia, țară unde, la fel ca la noi, religia e extrem de importantă și în care, de-a lungul vremii, au plâns nenumărate statui și icoane. Asociația a încercat mereu să le demonteze cu investigații riguroase, cu studii științifice și cu probe ADN. De exemplu, în cazul madonelor despre care s-a spus că au plâns cu lacrimi de sânge, membrii comitetului au arătat cum s-a făcut falsul. Sì, questo è un trucco che si basa su una reazione chimica. Adică statuia e stropită cu o substanță invizibilă, care, în contact cu aerul cald, se înroșește, dând aparența unor lacrimi de sânge. Atât de îndârjiți au fost acești oameni, încât nu le-a prea scăpat nimic. Și poate că, inclusiv din cauza lor, azi, în istoria Bisericii Catolice Italiene, există un singur fenomen decretat oficial ca miracol divin. Statuia Madonei din Siracuza, care a plâns în 1953. Nimeni n-a putut să explice vreodată de unde proveneau lacrimile. Însă, membrii asociației s-au împiedicat, cum spune poetul, de un ciot ortodox. A pianto domenica, lunedì. È stato molto intenso durante la liturgia di domenica, quando la gente l'ha notato e hanno asciugato parecchie volte questa lacrimazione con le loro mani, con i loro fazzoletti. Piano piano ha iniziato a essere una sostanza liquida che scende dagli occhi. Poi quello che è strano è questo profumo che si sente molto forte non soltanto nella chiesa ma in esterno del lazzaretto, nel cortile, probabilmente esce dall'icona. Fenomenul s-a petrecut acum 5 ani într-o biserică ortodoxă din Milano, iar un investigator al Comitetului pentru Verificarea Afirmațiilor Pseudoștiințifice a venit imediat să inspecteze icoana, bănuind o fraudă. A prelevat o mostră din lacrimi și a trimis-o la laborator. Rezultatul a fost că lichidul era un ulei de origine vegetală, adică mir, iar concluzia specialistului că icoana nu putea genera așa ceva printr-un proces fizico-chimic, deoarece uleiurile folosite au fost numai minerale și, dacă pictura ar fi transpirat, s-ar fi întâmplat pe toată suprafața ei, nu doar în zona ochilor. Am putea să facem și noi astfel de cercetări. Avem cu ce! Nu vă imaginați să pui o peliculă din asta la microscop de forțe atomice și să vezi textura, imaginea și ce mai fost acolo? Și cum pensul a celui care a făcut icoana respectivă. Până la urmă știam și cu ce fier de cal, de iepure. Dar, spune profesorul Stamatin, în cei 5 ani în care s-a concentrat pe studiul icoanelor, nu l-a contactat nimeni din partea Bisericii Ortodoxe Române. Știu din povești că a zis și mitropolitul nostru și patriarhul și cu restul și că e foarte aplecat asupra noastră și ne dă binecuvântarea. Am rămas cu binecuvântarea. Interesul se manifestă în timp, în funcție de informație, de tot ce. Poate că atunci ne-a fost interesat de ce plâng icoanele. Interesant nu e nici azi, pentru că biserica are un punct ferm de vedere deloc surprinzător. Nu verificăm o minune din punct de vedere științific, pentru că o șarlatanie care s-ar putea camufla în spatele unei așa zise icoane care lăcrimează, poate fi ușor depistată și divulgată. În măsura în care obiectul icoană respectiv este cercetat și se observă că nu există nimic, niciun element exterior care să alimenteze un asemenea fenomen, atunci, pur și simplu, în fața unei evidențe neexplicabile științific, intervine răspunsul pe care îl oferă minunea în sine. Sau poate se merge pe principiul că subiectul ar trebui să rămână așa, ambigu, atâta vreme cât nu dăunează, ba chiar dimpotrivă. Oamenilor simpli le face bine pentru că, ajungând în preajma unei icoane sau a unor moaște cu reputație de făcătoare de minuni, se transformă, devenind mai buni. Iar dacă li se și împlinește dorința cu care au venit, vor avea poate mai multă grijă să păstreze acea stare pentru tot restul vieții. Cum e Cristinanțu, de exemplu, un obișnuit al pelerinajelor de la moaștele Sfintei Parascheva, un om a cărui credință s-a întărit după ce i s-a născut copilul pe care îl aștepta de multă vreme. Ne-am chinuit foarte mult și doar prin rugăciuni. La Sfânta Parascheva, la Sfântul Nectarii, minunile nu se povestesc, minunile se trăiesc. Există, nu trec pe lângă noi.
sunt noi, numai că probabil nu avem timp și nu avem ochii deschiși cu adevărat să le vedem. Pe de altă parte, luată permanent cu asalt, și bisericii îi face bine acest fenomen, mai întâi pentru că el e necesar credinței. Dacă nu vedem minuni, uneori nu credem. În epoca în care trăim, lucrurile sunt interpretabile. Imediat vin cu tot felul de explicații. Și apoi, pentru că își vede enoriașii înmulțindu-se și răspândind vestea minunilor. Oamenii aceștia vin pentru că primesc ajutor. Dacă n-ar primi ajutor, nu cred că ar veni așa de mulți. Sau nu de atât de multe ori. Dar sunt oameni care vin an de an, de departe. E adevărat că ai putea spune că numărul enoriașilor e direct proporțional cu banii intrați în visteria bisericii la fiecare pelerinaj. Însă, spune părintele Sturzu, dacă aici ar fi doar business și nu mâna lui Dumnezeu, cum se explică aceste trupuri conservate? Aceste sfinte moaște sunt de 1000 de ani aici și se poate atinge, chiar dacă nu putem vedea, dar putem atinge pe mâna ei și putem sesiza degetele exact cum stau palmele ei așa. Sau faptul că de atâția ani, 10.000 de pelerini înfruntă frigul, chiar și câte 15 ore pe zi, dorm pe apucate, rezistă cu stoicism în picioare la o coadă care se întinde pe kilometri și totuși nu numai că nu abandonează, ci spun că nu simt nici durere, nici oboseală. Aici e o aură pozitivă, ca să o luăm științific, da? Să o luăm religios. Deci e mai multă bunătate. Biserica e un loc unde oamenii vin cu lucruri bune și degajă tot ce este pozitiv. Și cred că aici ne unim cu toții așa o forță și ne vindecăm interiorul. Și mai rămâne problema acelor evenimente inexplicabile pe care știința refuză să le accepte deschis ca minuni, dar cărora nici nu le poate da de capăt. Cum e, de exemplu, cazul de la Mănăstirea Neamțului, petrecut în urmă cu 30 de ani. Pe alia care duce spre intrarea în mănăstire s-au ridicat pietrele până la nivelul genunchiului. S-au bombat și au crăpat. Noi am crezut că e vreo conductă de apă sau ceva și de luni am săpat și s-au găsit sfintele moaște. Au bănuit că trebuie să fie aparținut unui sfânt, dar cine e a rămas până astăzi un mister. Trupul e depus într-o raclă în biserica mănăstirii și poate fi atins de orice om care se îndoiește. Cred că se simte un craniu. Și, ajunși în acest punct, vă dezvăluim, cum am promis, ce impresie ne-a lăsat nouă lungul pelerinaj făcut pentru acest reportaj pe la bisericile cu icoane despre care s-a spus că ar fi plâns. Noi am rămas cu o singură certitudine, că printre ele se găsesc într-adevăr lăcașe care au o energie puternică, inexplicabilă și în care parcă ți-e mai cald, ți-e mai bine și te simți iubit. În același timp, în discuțiile avute și documentarea riguroasă făcută, n-am găsit niciun argument suficient de convingător că plânsul icoanelor e rezultatul unui proces chimic. Dacă vindecările miraculoase sau dorințele îndeplinite sunt simple coincidențe, nu ne e clar, dar ceea ce putem crede este că pus în fața inexplicabilului, orice om încercat se va agăța de el cu putere, sperând că acel inexplicabil e posibil și în viața lui. Și poate că asta trebuie să ne fie de ajuns.